Cu coronavirusul nu este de glumă și o dovadă este și statistica din Maramureș care pe zice trece este parcă mai convingătoare. Datele oficiale de astăzi arată că de la începutul pandemiei 1552 de maramureșeni s-au infectat cu SARS-CoV-2 și 917 s-au vindecat. În izolare sunt 18 iar în carantină 729. Ce este îngrijorător este faptul că în ultimele zile a crescut foarte mult numărul infecțiilor și al persoanelor decedate și asta și în rândul categoriilor vulnerabile. Duminică comitetul județean pentru situații de urgență a anunțat că la căminul pentru persoane vârstnice din Baia Sprii au fost confirmate nouă persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba de beneficiari ai serviciilor de asistență socială. Ei au fost mutați și izolați în cadrul centrului rezidențial și beneficiază de asistență medicală zilnică, iar contactii direcți au fost carantinați. Tot ieri am aflat că un angajat al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Maramureș și-a contactat virusul. Funcționarul a fost internat în spital, iar contactii direcți au fost carantinați la domiciliu sau în locația declarată pentru o perioadă de 14 zile. S-a dispus conform procedurilor dezinfecția sediului instituției și au fost luate toate măsurile specifice de protecție individuală a personalului. Din informațiile noastre ar fi vorba chiar de șeful instituției Dacian Manoliu. Infecțiile se adaugă celor care deja erau cunoscute. Săptămâna trecută vă anunțam de cazul de la Coroien, de la centrul de îngrijire, unde de asemenea sunt persoane cu risc de îmbolnăvire. În ceea ce privește decesele, s-a ajuns ca în anumite zile să fie înregistrate și trei și a căror cauză principală să fie coronavirusul, cum ar fi de exemplu astăzi. Un bărbat din categoria de vârstă 70-79 de ani, unul de peste 80 de ani și o femeie din categoria de vârstă 70-79 de ani, cu mai multe afecțiuni medicale au decedat. În weekend, situația a fost asemănătoare. CGSU Maramureș a precizat că vârstnicii în cauză nu sunt de la centrul de îngrijire din Baia Sprie, unde au apărut cele mai noi cazuri.